efectul muzicii bune Asculți Radio Reporter cu Cristian Hitruck la Viva FM Bună ziua, dragi prieteni și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Radio Reporter. Iată, este luni, este puțin trecut de ora 13, Avem alături de noi un invitat special. Este vorba despre domnul Dan Iță, primarul comunei Miroslava. Bună ziua, bine ați revenit în studioul Viva FM din Iași. Bună ziua, bine v-am găsit. Domnule primar, discutăm astăzi puțin despre proiectele care au fost implementate recent în comuna Miroslava, dar și despre Proiectele care urmează sunt în curs de implementare în, în, comuna, în comuna dumneavoastră și aș vrea să încep, începem cu cele pe care le-am menționat ultima oară despre proiectele depuse sau în curs de depunere din Comuna Miroslava. Am întocmit și o listuță așa să nu omitem cele mai importante proiecte. Observ aici pe lista pe care o avem că există foarte, foarte multe centre de zi, centre rezidențiale, locuințe sociale lucruri importante pentru o comună ca Miroslava, cu o populație într-o continuă creștere, o comună care se modernizează de la o zi la alta. Da, dumneavoastră aveți dreptate, dar vedeți că în ultima perioadă, cetățenii sau tinerii care vin în comuna Miroslava stau o, o anumită perioadă de timp, o lună, două, cinci, și datorită faptului că au fel de fel de obligații față de părinților care locuiesc în județele vecine sau chiar în județul Iași, dar mai departe din de municipiu Iași, își aduc Părinții în localitatea în care și-au da. cumpărat sau și-au construit casă și atunci noi suntem obligați sub o formă sau alta să intervenim din punct de vedere social să vedem că la un moment dat și părinții respectiv suferă anumite boli, au fel de fel de probleme și apoi oricât ar fi ei de, de comunicativ cu copiilor, la urmă trebuie să ajungă undeva sau să... Că bătrânețe sau o anumită vârstă implică anumite discuții sau discuții permanente, astfel încât să poată să-și petreacă timpul într-un mod cât mai plăcut. Da, și într-o într -o, trăim vremuri așa foarte aglomerate, mai ales pentru, pentru tineri, poate că de multe ori nu este, nu este nici timp și din acest motiv cred că este nevoie ca bătrânii să aibă astfel, acces la astfel de locuri în care, cum spuneați și dumneavoastră, să-și petreacă timpul liber de anumite comunități, practic. Vedeți, dumneavoastră, dacă noi în perioada asta 2010-2024, 2020, ne-am orientat mai mult spre partea financiară a comunei, astfel încât să devenim independenți din punct de vedere financiar față de toți partenerii noștri. Sau nu numai față de parteneri, ci față de statul român. În sensul că de a nu mai avea nevoie de, de anumite sume de bani da. de la fel de fel de instituții ale statului. În perioada următoare o să ne ocupăm mai mult de viața oamenilor, de modul lor de, de a se menține în societate și în același timp de, de a duce un trai mai bun. Da, vorbim practic despre creșterea calității vieții în Comuna Exact. Nirosala. Bine, dacă am făcut două centri de zi pe care le avem în localitatea Cornești, mai avem un obiectivul nostru, încă un centru de zi, dar centru de zi nu va fi pentru tinerii sau pentru copiii cu dizabilități, ci vor fi un centru de zi de excelență. Se că cei mai buni copii din Comuna Miroslava vor merge la centru, cei care vor, bineînțeles, da. vor merge la centru respectiv și vor, vor petrece timpul sau vor, vor lucra în centru respectiv pe perioada de zi. Noaptea merg la casele lor și își reiau a doua zi activitatea după terminarea cursurilor de la școlile la care sunt ei. Care ar fi criteriile de acces pentru acești elevi, pentru elevii tineri? Mă gândesc că va fi vorba despre rezultatele la învățătură, poate rezultate pe plan sportiv, pentru că Miroslav are și câțiva încă, sportivi. Încă nu ne-am gândit la aspectul ăsta, dar lucrăm la, la, un regulament de organizare și funcționare și o să-l dăm publicității până la urmă, că Asta urmărim noi. Observ aici, pe lista pe care am întocmit-o, că avem un centru de zi de asistență și recuperare pentru persoanele vârstnice în Valea Ursului. În Valea Ursului avem o suprafață de teren și am, am accesat fonduri pentru, pentru centru ăsta de zi pentru persoanele vârstnice. Am semnat contractul de finanțare. 50 de oameni vor fi cazați zilnic în centru respectiv, iar 25 de oameni vor fi tratați la domiciliu, unde vom face deplasările cu anumit, cu medici, cu tot ce au ei nevoie. Deci, în total, vor fi 75 de persoane da. vârstnice care vor, fi, vor frecventa centru respectiv. Mă gândesc că astfel de proiecte de investiții generează și locuri de muncă automat, pentru că este nevoie de personal calificat, poate, care să asigure aceste servicii pentru, pentru bătrâni. Da, așa e. Prețul la, sau costurile pentru centrul de zi de la sau centrele de zi de la Valea Ursului sunt în jur de 4 milioane de, de euro. Nu e chiar o sumă nici mare, dar nici o sumă exact. mică. Dar în același timp noi avem, construim și la sau amenajăm, reamenajăm centru de zi în, în localitatea Uricani. Am da. cumpărat acum 4 ani, 5 ani o, un, construcțiile unui fost IASE. Am zis eu atunci că o să putem să le, să facem un, un centru de zi pentru bătrâni, dar... M-a lovit de o, o problemă, n-am înțeles, n-am știut că holul de, de, de deplasare trebuie să aibă o anumită dimensiune, o anumită lățime. Dacă holul respectiv avea 1,80 m, cei de la ISU sau de la cei care ne-au verificat au da. spus că trebuie să fie de 2,20 m. Vă dați seama, nu putem să dărâm construcția și atunci a trebuit să apelăm la altceva. Am făcut proiectul pentru amenajare. Și am primit acum finanțarea pentru centru respectiv. Sper eu să rezolvăm problema dacă problema oamenilor sau problema bătrânilor din localitate din comuna Miroslava. Vedeți dumneavoastră că populația tânără, populația Miroslaviei crește de la o zi la alta? Da. Cu preponderență populația tânără. Exact, da. Noi trebuie să avem grijă și de cei care au, au locuit în, în satele din Comuna Miroslava și nu mai au pe nimeni, și trebuie să ne gândim permanent la calitatea vieții lor, până la urmă. Rămânem la acest capitol și observ un alt proiect interesant, un centru de zi pentru, pentru copiii aflați în situație de risc de separare de părinți, îmbrătuleni. Nu, în în facem pentru separare de părin... centru cu dizabilități. Noi îl avem în satul Cornești, pentru copii, pentru părinții care pleacă în, în, străinătate. în străinătate. Au rămas foarte mulți copii, copiii au rămas în grija bunicilor, o parte din familiile respective plecate s-au destrămat și atunci au fost obligați să obligați era datoria noastră morală să facem, să avem grijă de copiii care au fost părăsiți, practic, de către părinților și iar bunicilor nu mai aveau posibilitatea ca să, să i poată îngriji. Acolo aveam 50 de copii în, în centru respectiv. La Brătulen, facem centru rezidențial pentru copiii cu rezultate foarte bune în, A, la așa, învățătură. Perfect. perfect. Înseamnă că avem da. notat, notat greșit pe listuță. Vă îndreptați atenția în continuare și către sport. Observ aici două săli de sport, una la Școala Verde din Valea Adâncă și una la cea mai mare școală din comună, Școala Gimnazială Colonel Constantin Langa Miroslava. Din ce am înțeles, în acest moment se lucrează Noi am la documentație. Două, două săli de sport cu scop didactic la Urican da. și la, la Cornești. Dar aici unde avem copii foarte mulți, la Școala Constantin Langa și Școala Verde, care am primit astăzi, am semnat contractul, nu ieri, mint. Ieri am semnat contractul de, de finanțare și vom face o, o sală de sport, atât la, la Valea Dâncă, cât da. și în, la Miroslava. O sală de sport care va fi operațională, sper eu, începând de în anul 2025 încolo. Bine. Noi mai avem săli de sport, ați văzut, sau cine știe, în, în centrul comunei chiar lângă primărie, avem da, o sală de da. sport cu 150 de locuri. Cele două săli de sport care le facem, atât în Valea Adâncă și Miroslava, vor fi mai mari decât, oh. decât uh, sala de sport de la Miroslava. Bine, în intenția noastră, fiecare localitate ar trebui să aibă câte o sală de sport. Ar fi ideală. Da. Dar nu poți <laughs> face o sală pentru că... Uh, o sală comportă niște, sau implică niște prețuri, niște da. costuri. Vă dați seama, de la ora actuală avem trei, dacă mai facem două, avem cinci, cinci săli de sport. Haideți să vedem cum o localitate deal de Valea Adâncă și-ar permite ca să aibă două săli de sport. Dar, vedeți, noastră, întreținerile sau întreținerea unei săli de sport nu este chiar atât de cu siguranță, implică costuri. Da, implică costuri. Bine, trebuie să, să fim în rând cu lumea, populația crește de la o zi la alta, se construiește masiv în, în toate localitățile din Comuna Miroslava, dar eu fac o analiză permanentă și fac o comparație cu municipiul Iași. Câte săli de sport sunt în municipiul Iași? Și populația municipiului este de aproximativ 8 ori mai mare decât da. Miroslava. Da, vorbim o, doar de cele ori. existente probabil pe la liceele din din nu, Iași. Nu, eu fac tot comparația <laughs> între Miroslava și Pașcani, că populația da. e cam, da. cam 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 aceeași, numai că populația Miroslavei sau Miroslava se întinde pe o suprafață de 8.300 de hectare, pe când Pașcaniul, nu știu dacă e la jumătatea da, și Miroslav, cum spuneam, este într-o continuă creștere. Exact. A, aici este că diferența. Acum, la ora actuală, jumătate din intravilanul Comunei este ocupat, mai este loc pentru încă jumătate. Și atunci să vedem ce, ce construcții o să ia naștere în localitățile respective, și atunci o să ne dăm seama cam care va fi populația în următorii 50 ani. Da, posibil să, să vă confruntați cu o creștere a populației destul, destul de mare. Observați aici pe listă că mai avem și o clădire multifuncțională lângă terenul de fotbal din Balciu, pe care îl știm foarte bine. din ce am înțeles, va fi dedicată tot activităților sportive. Deci, ată... Noi acolo, la Balciu încercăm, nu, că încercăm, creăm o o zonă de agrement. Da. Am făcut un teren de fotbal, am făcut un skate park. Da. Avem un parc de joacă pentru copii. Vrem să facem acum două terenuri volei pentru copii de volei beach da, și da. unul de badminton. Adică vrem să facem o zonă din trasa de agrement unde să vină dar să vină copiii sau și alte categorii de, de vârstă, dar nu avem un, un vestiar unde să unde se poate dezbrăca, da, unde se da. poate să-și lase hainele. Și atunci a fost nevoie și am... Lucrăm la documentația respectivă. Sper eu că într-o lună de zile să o avem și să o depunem pentru a primi finanțarea. A, deci atât proiecte importante pentru, pentru sport, pentru tineri mai ales, pentru copiii din, din Miroslava, pentru că așa cum vorbeam mărturisesc și înainte de, de emisiune, stăm destul de rău la acest capitol cu tineri talentați, tineri care să facă performanță în sport și cred că astfel de proiecte ne-ar asigura poate și și viitorul pentru că mă gândesc că multe talente pleacă din curtea școlii sau cel puțin așa se întâmpla. Dacă nu în urmă ai bază, mai mulți dacă ani. Dacă nu ai baza sportivă sau nu ai logistica pentru un anumit sport, nu poți să faci sportul da. respectiv. Te duci și te uiți la altul cum faci și exact, cu toate exact. că noi avem talente foarte multe și avem copii minunați, nu numai că nu li dăm importanța cuvenită. Da, și nu le asigurăm, din păcate, de multe ori, condițiile da. pe, care le, pe care le merită. Dragi prieteni, luăm o scurtă pauză, revenim imediat înapoi pe 105 FM. curate de adrenalina rocului la un festival care te poartă way too far. În weekendul 23-25 august, la Bistrița, va avea loc cel mai așteptat eveniment muzical din nord-vestul Transilvaniei. Way too far rock festival. Te așteaptă trei zile pline de distracție și descoperiri muzicale alături de artiști consacrați ai muzicii rock, printre care Mr. Big, Pliny, Infected Rain, Night Versus și mulți alții. Pentru bilete și detalii, accesează www.vtfrockfest.ro sau rețelele de socializare VTF Rock Festival. Trăiește spiritul way too far. Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN? Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te plice pe la toate, Ma, nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizației și pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turni, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863 Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5. Ai la Inimo, Festivalul Vieții și al Faptelor Bune, în perioada 15-18 august, pe USV Arena Agronomiei Iași, va avea loc a treia ediție a celui mai așteptat festival caritabil din România. Vino să te bucuri alături de cei mai îndrăgiți artiști ai momentului și să aduci zâmbete pe chipurile celor 10.233 de copii pe care părintele Data Maschinui are în grijă. Clinica Veronica, construită din donații, e dovada vie că a Ajutorul tău contează. Detalii pe Inimo.ro și la punctele de informare din oraș. Inimo, bucură-te și fă bine! Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii, în Nicolina, pe strada arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook, Moonwash. Hai să facem mașina lună! Creativi, ingenioși, vizionari, inteligenți, responsabili, energici, echilibrați, perseverenți, ambițioși, motivați și muncitori. Câteva dintre calitățile tinerilor de la Universitatea de Științele Vieții din Iași. Life Sciences for Better Lives. Alege o comunitate vibrantă de studenți și profesori. Înscrierile au loc în perioada 2-5 septembrie. Admiterea pe baza notelor obținute la bacalaureat. Detalii pe iuls.ro pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Mesaj de interes public Mesaj de interes public Viva FM Asculți Radio Reporter cu Cristian Hitruc am revenit în direct, dragi prieteni pe 105 FM, ne puteți vedea în continuare și pe pagina noastră de Facebook Viva FM Iași. Suntem alături de domnul Danniță, primarul comunei Miroslava. Discutăm despre cele mai importante proiecte din această comună care este într-o continuă creștere, așa cum spuneam și în prima parte a emisiunii. Domnule primar, vreau să trecem puțin la partea culturală și văd aici pe lista de proiecte un cămin cultural în Miroslava. Da, la ora actuală Miroslava nu are un cămin cultural. Da. Pe care, și din cauza asta trebuie, a trebuit să-l construim. Este un, avem un proiect în localitatea centrală, adică în satul Miroslava, cu o investiție de aproximativ 8,5 milioane de, de lei. Este o construcție destul de solidă. Uh, tot timpul mi-a pus întrebarea de ce nu s-a construit și înainte un cămin cultural în, în localitățile sau în Comuna Miroslava, da. și după care mi-am dat seama că nu, era, nu prea era necesar pentru că marea majoritate a populației făcea naveta în municipiul Iași și atunci când era nevoie de o distracție mergeau la casele de cultură sau la sălile din, din municipiu. Dar acum o să avem căminul nostru cultural, acolo o să încapă în jur de 400 de, de, persoane. Sperăm ca activitatea culturală să se îmbunătățească de la o zi la alta. În căminul respectiv vor fi săl de pregătire, săl de, de dans, săl de conferință și așa mai departe. Este o construcție destul de mare. Da, un proiect necesar, spun eu. Ar putea atrage foarte multe spectacole, un astfel de proiect. Ar putea găzdui spectacole importante, pentru că vedem ieșenii în general... va fi mai greu, da. Da, cu siguranță. Dar vedem că ieșenii au început să-și îndrepte atenția către astfel de lucruri. Iașu sau ieșenii vor să iasă din Carapacea. Exact. Și atunci ei o să caute, primul lucru pe care îl fac, o să caute în jurul Iașului. De ce? Pentru că odată este timpul ăsta atât de scurt, doi și costurile, costurile pentru o deplasare, să spunem, până la câmpul lung moldovenesc sau nu știu unde, este destul de mare și atunci el va fi obligat să meargă în, în jurul, în localitățile da, din jurul da. Iașului. Bine, noi avem în afară de viața, în afară de Căminul Cultural din Miroslava, avem două proiecte mari pentru pe malul lacului Iezăreni, un parc dintre ăsta de agrement pe 18 hectare și unul pe 24 de hectare în localitatea sau pe malul lacului Ciurbești. Lucrăm la proiectele, sunt în, în, în lucru. Dacă iese treaba și sigur va ieși o, to toți oamenii din, sau marea majoritatea oamenilor din comună, cât și cei din municipiaș o să aibă unde să-și petreacă timpul din discuțiile pe care le-am portat cu cei de la direcția Silvică, cred eu că suntem în măsură să deschidem o grădină zoologică în, în pădurea de la Ciurbești. Sunt multe proiecte pe care, care sunt proiecte de viitor și la care se lucrează la ora actuală. Pe total, dacă v-aș spune așa una peste alta, noi avem 128 de proiecte de anvergură la ora actuală în nu sunt cele mai mari proiecte în Căminul Cultural, Cel mai cu mari proiecte... Acestea sunt cele mai aproape de, de a fi realizate. De a fi realizate. Cele mai mari proiecte pe care la care lucrăm noi sau care vor, vor fi lucrate în viitor sunt proiectele de canalizare, proiecte de alimentare cu apă, proiecte de asfaltare de drumuri și în același timp proiectele de reparație a drumurilor care au fost făcute pentru că aveam în jur de 230-240 de km de drumuri asfaltate la ora actuală. Dar Miroslava crește de la o zi la alta, atât financiar cât și cât și demografic și cred eu că vom fi în măsură să răspundem solicitărilor cetățenilor. Cea mai mare problemă cu care ne confruntăm noi este problema școlilor. Sunt foarte mulți copii în Comuna Miroslava care și fac vor naveta. Fi tot mai mulți. Trebuie să venim în contact. Bine da. că venim și noi, facem fel de fel de parteneriate cu Consiliul Județean, cu cei care, cu Regiunea Nord, Est, astfel încât să putem să accesăm fondurile care sunt destinate comunilor din comună. Dar se fac țară, demersuri, da. în Miroslava, se fac și această școală verde despre care am vorbit și puțin mai devreme și în ediția credeți, trecută. dumneavoastră că și... dacă se face școala verde, o să fie o, o să rezolvăm problema nu, cu siguranță. Sigur, Dar e o un, acolo, e un mai pas important, trebuie, mai trebuie încă o școală pe suntem în curs de achiziție a, a unui teren de un hectar. Să vedem la prețul prețul care l-a cerut este destul de piperat, adică nu poți să, să cumpere o suprafață de teren și se dai pe suprafața respectivă cât costă o școală. Adică este inechitabil, nu e, nu e bine. Deci aveți în plan încă si, o școală. Încă o școală, da. În, ce pe, în ce totă zona, Adâncă, tot în zona ale... da, Valea Adâncă, dar Valea Adâncă e făcută din Valea Adâncă veche și Valea da, Adâncă nouă. Da. Una e pe malul Lacului Ezeren, școala veche se face pe mala, malul Lacului Ezeren, iar Libitrov sau lângă uh, uh, Valea Adâncă veche este strada Pe Pinerii, Da. Cu suprafață de... Bine, vecin cu iașul și acolo vom construi o școală. Vrem să... Cred eu că odată cu construirea celor două școli să oprește circulația asta permanentă a tinerilor sau a copiilor da. din Miroslava către Iași din Iași către Miroslava și atunci cred eu că nu va mai fi aglomerația asta. Traficul va fi mult mai mai simplu. Cu siguranță. Revenim puțin la cele două zone de agrement despre care ne-ați ne vorbit mai devreme. Cum ar urma să arate acestea? Ce vor găsi acolo oamenii în momentul în care proiectul va fi implementat? Cum vor arăta? Vedem că avem, avem astfel de zone și în Iași, dar în continuare avem nevoie și sunt două proiecte foarte binevenite din punctul meu de vedere. Pe malul lacului Iezerene avem proiectul făcut deja, ce va avea niște pontoane din trasa de acostare la malu, pe malul lacului Ezereni vor fi trotoare pentru plimbările prin parcul respectiv vor fi niște terenuri de joacă, terenuri de basket astfel încât părinții sau da. bunicii care ajung acolo să poată să-și ducă copiii sau să, să, să se joace până la urmă Uh, va fi un uh, câteva magazine dintre astea unde, poți, unde de unde își pot cumpăra, bineînțeles, nu băutură sau... Da. Și... Bine, uh, consolidarea malului lacului Piezăren și va fi foarte multă verdeață. Asta este perfect. Iar în partea <laughs> altă, pe malul lacului Ciurbești, unde suprafața este mult mai mare decât în partea mm -hmm. asta, Uh, am hotărât din vara asta, a fost un concurs dintre s sau întreat un triatlon, unde a venit în jur de 2000 sau 4000 de oameni din toată țara și atunci am stat eu și m-am uitat, am spus, băi, nu se poate. Au venit, am văzut acolo oameni din Timișoara, oameni din, mai ales din Ardeal, au stat o noapte acolo și am spus, băi, nu mi-am dat seama niciodată de frumusețea locului respectiv. Și am spus, hai să facem ceva, că și se lucrează acum la proiectul respectiv. Bine, cele două lacuri le vom uni prin, printr-un drum sau printr-o pistă dintre trasta pentru bicicliști. Să aibă un să ducă tineretul și nu mai tinerii. Toți oamenii din pe anumite pe categorii de vârstă pot să se deplaseze da. în zonele respective și fiecare se adaptează la, la o anumită la o anumită activitate, exact, dacă ar fi. Exact, Deci vor fi activități pentru toate categoriile Sigur. de vârstă și da. sunt, sunt două proiecte foarte, foarte frumoase și foarte necesare pentru că oamenii caută tot mai des activități în aer liber, activități în natură, să aibă parte de umbră pe perioada verii. Deci ar fi să stăm la temperatura de 35 de grade, să exact. n-ai umbră. Exact. Să mai facem da. și activitate fizică, ar fi ar fi destul Băi. de dificil. Sunt convins că cei care ne ascultă vor solicita să faceți și un parc dacă s-ar putea <laughs> într o astfel de zonă a Miroslavei, pentru că observ tot mai des rețelele de socializare că oamenii se plâng că nu există în județul Iași un astfel de un astfel de obiectiv, ar fi foarte interesant cine știe, poate Dar când e, există proiectul, să știți, nu. Am intui destul de bine, dacă ar fi implementat, <laughs> ar fi, ar fi da. superb. Săptămâna a trecut am purtat o discuție pe tema asta cu, cu un investitor care vrea să facă. Sper eu să concretizăm. Ați identificat și o zonă unde ar putea fi implementat un astfel Sigur. de proiect? Este. Dar nu vă cer mai no, multe nu. detalii încă, să sperăm no, că se vor... Că nu semnăm contractul, nu... Da, exact, exact. Să sperăm că se vor concretiza discuțiile și că veți veni cu o veste bună în acest sens aici la noi, la Viva FM. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în studio și vă mai așteptăm la noi pe 105 FM. Dragi prieteni, asta a fost ediția de astăzi. Până data viitoare, să auzim numai de bine! Coriolante invita a